Salut! Astăzi am să vă prezint un QLED de la Samsung. Este modelul Q6055. Pe cutie scrie Q60T și eu știam că am comandat 65, însă dacă mă duc pe lateral, vedeți aici QE. 55Q65 tau. Asta este modelul, este de la Samsung, de 55 de inci. Acum îl vom desface să vedem ce avem. Aici este carte. Deci accesoriile. Deci avem telecomandă, cablu de alimentare, baterii pentru telecomandă, manuale. Aici sunt picioarele. Sunt din plastic. Am scos accesoriile, deci avem cablu de alimentare, telecomandă, n-am mai văzut așa telecomandă, este metalică. O să vină cele două baterii. Deci, până acum știu că erau de plastic. Deci este metalic, aluminiu. Și asta este modulul pentru card. Se va introduce pe spatele televizorului, unde este conexiunea. Manualul de utilizare, destul de gros, dar e mai multe limbi. Așa, și aici avem conectica de pe spatele televizorului. Acum am să vă prezint conectica de pe spatele televizorului. Observați, avem un port USB de 5V cu 1A, al doilea USB 5V cu 0,5A, HDMI 2 eARC, HDMI 1 cu intrare, avem conexiune pentru satelit, conexiune pentru cablu, antenă, încă un HDMI. Ăsta este un port audio optic, alte porturi audio video, portul LAN și aici o să avem, trebuie să dezlipim această etichetă. Este conectica pentru card. Vom pune acest dispozitiv, întâi îl pune aici și apăsăm. Și acum ne rămân decât să introducem cardul. Deci acesta este cardul. Vine introdus aici. Până simțiți că intră. Observați, da? Aici avem orificiile pentru prinderea pe suport de perete. Distanța este de 20 cm și pe verticală și pe orizontală, deci este VESA 200x200 de milimetri. Acum capacul de pe spate este un pic flexibil. Și trebuie să văd ce șuruburi trebuie să utilizez aici. Trebuie să mă uit în cartea tehnică. La celălalt vechi era alt sistem. Iar aici avem conectica pentru cablu de alimentare. Are 123 de centimetri lungime. Da, vedeți, de la capăt
Deci are 123 lungime, să vedem lățime. Și 70 cm lățime. 70,3. Aceasta este telecomanda, v-am zis că este metalică, de singla. Are buton power. Revenire, home, derulare. Așa. Ca să punem bateriile, vom apăsa pe acest butonel și vedeți că culisează. Atât mai mult nu merge. Și am să pun două baterii alcaline. Acestea sunt cele care au venit în punguță. Excel. Dar eu am să pun două baterii duroase. Sunt baterii 3AAA. Fiți atenți că ambele se pun cu minusul în sus și cu plusul în jos. Vedeți că clipește un LED. O închidem și gata de funcționare. Este simpaticuță. Nu o să vedem acum dacă o să mă obișnuiesc cu ea. Dacă nu o să folosesc pe cea veche. Și acum trebuie să selectăm la telecomandă, umblați în acest moment cu cerculețul, adică dau în jos și selectez română, ok. Am dat pe mut. Acum dăm click dreapta. Lăsăm tot română, buton de OK este pe mijloc. Acum ne alegem pinul, eu o să pun la 000 peste tot, să nu mă complic. Și acum, de aici, alegem modul de conectare. Și o să iau antenă sau cablu. Aici avem semnal. Vom alege cablu, dacă avem un operator de cablu. Și acum, tip canal, o să fie digital. Aici avem trei opțiuni, digital și analogic, digital și analog. Sus la cablu nu v-am arătat, aici avem antenă sau cablu, rămâne pe cablu. Mai departe, vedeți setare operator. Aici, dacă setați UPC, Digi sau Telecom, nu o să puteți să transferați canalele din televizor pe un stick, nici să le modificați din meniul televizorului. De aceea alegeți altele, da? La acest tip de televizor, când transferați pe stick, vă face un fișier arhivat. Nu ca la modelele anterioare. Așa, deci aveți opțiunea să alegeți fie operatorul vostru de cablu, dar atunci rămâneți cu canalele predefinite de către operator. Alegem mai selectăm altele. Rețea aici, dați complet. O să dureze mai mult, dar dacă dați la rapid, s-ar putea ca unele canale să nu vi le pună. Complet aici. Ce vreau să vă zic, când dați la complet o să vă salveze și canale care nu le puteți viziona, de exemplu cele regionale, cum au cei de la Digi, cum aveau antena și așa mai departe. Alea regionale vi le prinde pe toate, dar voi nu o să le puteți urmări. Însă când faceți lista, alea le lăsați jos de tot. Acum dăm jos înainte și dăm OK.
După ce am dat înainte, o să înceapă căutarea. Aici trebuie să bifăm că sunt de acord cu toate. Ok. Aici dăm omite, dăm sus de tot omitere. Nu stau să-mi fac cont acum. Și acum selecta sursa de semnal, dau click. Deoarece am ales opțiunea de complet. Deci o să dureze un pic mai mult. Pun pauză. 100%. Și acum ne spune ce a găsit. Dăm înainte. Setare oră automat. Hai să lăsăm automat. Putem modifica și manual. Și acum dăm înainte. Asta dăm omitere. Nu stăm. Dăm înainte. Așa. Și gata. Am instalat canalele. Observați acum. Da. Deci acum ne putem bucura de canalele noastre. Așa arată pe suport. Observați că marginile sunt subțiri. Televizorul a costat 2899 de lei la ofertă. Acum depinde de fiecare dacă consideră că merită acest preț sau nu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!